Salut și bine ați venit la un nou video. Suntem în Franța, pe lângă Rouen și aș vrea să vă arăt și vă un pic cum arată orășelul ăsta, măcar puțin. Pentru asta va trebui să mai aveți un pic de răbdare până ajung. Haideți să ne bucurăm împreună de anumite peisaje și anumite locuri interesante. Ne apropiem de oraș. Vom trece la un moment dat peste o apă, și anume peste Sena. Dacă vă mai amintiți unii din voi, dintre voi, era cântecul ăla de la Dunăre la Sena, din Carpați la Pirinei. Da, vom trece peste râu și până un alta am zis să vă mai arăt cum arată o margine de oraș francez. În Franța nu prea sunt orașe mari, dar sunt foarte bine aranjate de obicei și frumoase. În Franța vorbim de un stat foarte vechi, cu istorie multă. Bun, hai să vedem dacă nu cumva avem aglomerație. Dacă avem aglomerație, nu mai are niciun farmec. În zona asta s-ar putea să am limită de 70. Eu rulez cu 78. Ne uităm după camere. Deocamdată nu avem limite, e ok. Este o interdicție cu care m-am chinuit de dimineață. Se lucrează la ceva pod sau la ceva tunel. Hai să opresc GPS-ul. Verdeață, frumos, plăcut. Aer curat și căldurică. Avem o cameră peste aproximativ 200 de metri, 300 pe acolo. Măcar avem indicator. Nu știu dacă este și cameră, dar avem indicator. A, uite și camera acolo. O las încet. Bara asta de pe dreapta, asta neagră. Ia uite. Asta e camera. Stai cu minte, camerou. Am luat ceva flash-uri pe Franța, încă nu mi-au venit în România, nu mi-au venit acasă amenziile, dar am luat ceva flash-uri. Ideea este că ce fluieră-l ăsta, e fluieră-l ăsta portbagajul de pe el. Nu știam ce să aud. Ce vreau să zic este că n-aveam viteză mare, nu știu cum de m-au luat camerele respective. Aici trebuie să las încet pentru că sunt prea multe curve. Iar eu sunt plin cu ulei. Nu pe mâini, ci transport ulei. O las în cenă, n-arăt negrăbime, e și la vale. Dacă e să pun frână, mă opresc mai greu. Ia, 70 pe ieșire. Mai este o cameră. Sunt unii care chiar se duc. Nene, ia să văd, cât să plice asta. Hai să văd, să văd, să văd. Nu, nu-l prinde, 53 și mă depășește, n-are cum, frate, ceva nu, cred că l-a luat piesa cu Duster-ul. Da, că acum mi-a arătat 85-86. Opa. Punem avarile. Mie îmi place să pun avarele de câte ori văd coloană și de câte ori mă apropii sau sunt într-o coloană ultimă. De ce? Pentru că și mie îmi place să văd la alții. Rue de Madagascar, așa se numește strada asta. Și mie îmi place să văd la alții
avariile, adică gen când văd avarii, eu știu că trebuie să frânez. Și de asta pun avarii, ca să înțeleagă și cei din spate că e vorba de un pericol, e vorba de ceva neregulă. Mai pun avariile destul de rar, dar le pun avariile când e liberă șoseaua și urc destul de greu, da? Adică urc cu o viteză de sub 50 la oră, dacă e liberă și urc sub 50 la oră, atunci pun iar avariile. De ce? Pentru că dacă e liberă, vin ăștia care vin tare din spate, că sunt cu camioane sau cu mașină mică, ei mă pot depăși din timp. Dar dacă eu, să zic, că nu pun avarile, ei vin până lângă mine și dă seama că eu merg încet și după aia își pierd din demaraj sau din viteză până să mă depășească și așa mai departe. Dar dacă vede că eu sunt pe avarii și liber, următoarea bandă sau următoarele două benzi sunt libere, bineînțeles că a schimbat banda, m-a depășit și s-a rezolvat treaba destul de ușor. Dacă vedeți macaralele alea din stânga, mai în stânga sunt două praștii imense. O să le vedeți până la urmă și praștile alea. Praștii. Noi acolo o să ajungem. De acolo vom trece. Ia să vedem ce ne zic aceste indicatoare. 4, ceva. Deci un indicator ăla acolo scrie ceva. Sau 2, ce zic? 2,8 metri. A, n-are voie camionul pe acolo. Deci cum ar veni pe banda aialaltă, n-ai voie dacă înălțimea ta este mai mare de 2,6 metri. Văd mai de aproape, văd mai bine. Deci 2,6 metri. Se circulă un pic greu că, na, e oraș totuși. Dar nu intrăm chiar în oraș. Vom încerca să-l ocolim. Azi dimineață când am venit în coace, am venit prin oraș, deoarece am mușcat un pic de o problemuță și în loc să mă duc pe deviere, pe autostradă și așa, am zis că locolesc, uite, vezi praștea de pe panou de aici, în dreapta, puteți derula. Este vorba de un pod care are o formă așa interesantă. A, adică, mă, e un giratoriu mare aici și acolo se circulă greu. Și asta ziceam, că azi dimineața am mușcat un pic, deoarece n-am vrut să mă duc pe autostradă pe unde m-o deviat. Și am intrat prin oraș, prin niște străzi astea înguste, eram gol, na, e altfel, când ești gol, parcă ai curaj. Și am luat așa, prin oraș, cumva, am luat-o cu acest camionaș. Asta cu tirul lui, cu frigorificul, vrea să mă depășească. Obligat, forțat. Normal, n-ai ce să cauți, mai ales când e trafic bar la bară, nu ai ce să cauți cu tirul sau cu camionul. Eu nu zic cu camionul ca să nu fie cacafonie, de asta zic tir. Așa, uneori, sau de multe ori. N-ai ce să cauți când e așa pe banda 2. Numai dacă cumva trebuie să virezi la stânga și nu ai altfel cum, dar să te bași pe banda 2 nu e ok. Și uite, el vine să se bagă pe banda 2 și cred că vrea să intre în fața mea, că e chiar aici lângă mine. Și eu nu-i dau voie. Opa, așa. Facem giratoriu panoramic și vom ieși deviațiuni. Vedeți deviațiunea asta? DEV02. A, mă duc și eu pe DEV2. Aici este. Aici e o curbă mare. Au ieșit scuteriștii. O, lasă-mi încet, e 50 la oră. Și după aia încă una, cred că vom face ori e giratoriu, acum nu mai știu, cred că e ceva intersecție. Da, e giratoriu, ieșim pe prima, la dreapta. Hai să lăsăm și pe asta cu tuba.
Hai că lăsăm și pe ăla cu BMW-ul. Așa. Și după ce trecem de acest giratoriu, vom trece și pe sub prăștile alea. Aici sunt niște lucrări, e mai complicat, dar nu e foarte wow. Hai, stai. Ai, că e greu la deal. Deci ați văzut și la indicatorul la fumat acolo. Voi v-ați uitat la motocicletă pe stânga, în loc să vă uitați la indicatorul de pe dreapta. Era un indicator și era un camion și era intens de camioane pe banda 2. Mamă, mamă, deci e o clădire așa de faină în dreapta. E super tare, dar păcat că nu puteți vedea, dar nu știu ce e acolo, e colorată, cu sticlă multă, nu știu ce e clădirea pe marginea Senei. Deci astea sunt prăștiuțele. Despre astea vorbeam eu. Și aici este Sena cu vaporașele ei. Opa, așa, zrâncăneală, las-o încet, era 50. Aici iar o curbă periculoasă. Stai pe banda ta. Stai pe banda ta că mă bagi și pe mine în dubii după aia și nu e ok. Ia uite ce biserică frumoasă avem aici, după clădirea asta albă. Orașe, orașe vechi, orașe istorice. Sunt foarte multe clădiri care au 150-200 de ani și încă stau bine. Multe consolidate și așa mai departe. Aici în stânga am un fel de port pentru bărcuțe. Bag și eu pe banda 1. Mă las ăsta, mă las. Hai să-i mulțumesc. Și de aici dăm, aici e național. E 7-8 km cât mai am până la autostradă. Este ok. Da, după cum vedeți, intrăm imediat în pădure, nu mai este așa interesant. Am vrut să vă arăt orășelul, nu este, după cum am zis, așa pe lateral mai mult, nu este nu știu ce wow, dar am vrut să vedeți și voi cum arată acest orășel, Franța, către mare, dacă mergem în dreapta, mergem către Paris, dacă mergem în stânga, către Londra, către Anglia. Vă, fraților, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vreți și alte localități, alte orășele să le filmez, cât de puțin măcar, lăsați în comentarii. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați un dislike. Abonați-vă dacă vreți să mai vedeți astfel de videoclipuri. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc pentru dată, vă salut. Ia uite că până la urmă tot mă depășește ăsta cu frigoritic. Hai, mă, bagă-te. Are și o cameră acolo, sper că nu l-o prins camera. Bun, vă salut, o zi frumoasă!